Continuăm interviul nostru început în episodul anterior al emisiunii împreună cu domnul Ignat Dumitru din Viena, din Austria, prin telefon în emisiunea noastră. Vorbeam despre, în special ne-am focalizat în episodul anterior, pe situația din domeniul creșterii copiilor, din domeniul educației. Am discutat despre creșterea copiilor, despre experiențe pe care dumneavoastră le-ați avut, pe care alți cunoscuți le-au avut, persoane, familii de la biserică le-au avut în ceea ce privește creșterea copiilor în Austria, în Viena cu precădere, dar în Occident în general. Spuneați în interviul de data trecută despre omul nou. Vor să construiască un om nou și toți au vrut să construiască un om nou, și comuniștii, și în general marile ideologii sau ideologiile cu greutate de-a lungul istoriei, toate au vrut să facă la rândul lor câte un om nou, fiecare după chipul și asemănarea lui. Așa cum l-a făcut Dumnezeu pe om în grădina Edenului, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Credeți că vor reuși aceștia să ducă lucrurile mai departe? Și diferența între comunism și ceea ce se întâmplă în Occident acum, în Occident, că nu pe toată planeta este nebunia asta ideologică, neomarxismul ăsta așa oribil și agresiv, ceea ce se întâmplă în Occident, credeți că va avea mai mare succes? Pentru că mă gândesc, diferența era că în comunism ne știam bine dușmanul. Dușmanii sunt comuniștii, noi restul suntem comuniști, suntem dușmanii comuniștilor. Dar acum nu mai știi. Acum vine copilul și îți spune, este bine ce mă învață la școală, este greșit ce m-ai învățat tu până la 18 ani. Credeți că vor avea succes? Din păcate, succesul lor este oarecum garantat din cauza banilor și bunăstării. Este cunoscut și toată lumea știe că atunci când omul are o bunăstare, nu se mai gândește nici la cei de lângă noi și atunci nici la Dumnezeu și cu atât mai puțin, nu? Pentru că statul sau Occidentul creează impresia că tu ca și om și el ca și stat este totul. Deci, domnule, eu nu trebuie să mă rog pentru că mă duc la lucru și statul mă oferă posibilitatea să-mi cumpăr o mașină, să am o locuință. Sigur, partea cealaltă este că, cum v-am spus, la final văd că-s gol. La final. Dar cei mai mulți când își dau seama că ei sunt goi, este prea târziu. Și-au pierdut copiii, deci Occidentul, și eu am zis de multe ori, am venit aici să ne pierdem copiii și să câștigăm case. Dar pierderea este mult mai mare decât câștigul. Și perfidia în momentul acesta este că pe vremea comunismului s-a știut, da, trebuie să facem o revoluție împotriva cui? Împotriva lui Ceaușescu și împotriva comuniștilor și să ne câștigăm libertatea. Lucrurile erau foarte clare, doar că n-a fost momentul, ani de zile n-a fost momentul până a venit momentul. Mă rog, cum s-a făcut revoluția e o altă poveste. Dar știam clar, domnule, trebuie o revoluție împotriva comuniștilor ca să ne câștigăm libertatea. Acum nimeni nu se gândește la vreo revoluție împotriva acestor idei satanice și demonice. Nimeni nu se gândește că ar trebui să ne câștigăm libertatea pentru că toată lumea se simte liber. Și de fapt nimeni nu-și dă seama, sau cei mai mulți, din păcate, nu-și dau seama că de fapt sunt departe de Dumnezeu. Scopul este îndepărtarea de Dumnezeu. Ce credeți da, că s-ar... Vă rog. Este o libertate falsă. Adică este o îți creează impresia că ești liber. Deci noi locuim în Viena de 4 ani și am încercat să analizez ceea ce se întâmplă. Deci ai impresia că ești liber, pe stradă nu mai este prezentă poliția în uniformă, nici mașinile de poliție sunt foarte rare, așa. Dar în momentul când ai făcut o greșeală, sunt 2-3 mașini pe tine. Deci ești observat fiecare mișcare ce se întâmplă. Aparent ești liber, nu ești sub observație, nu te ia nimeni la rost, dar în momentul când ai făcut cea mai mică greșeală, sunt pe tine.
Și ajută și tehnologia, pentru că în momentul acesta camerele de supraveghere, și știu în China, există o zonă în China în care sunt locuitori de altă etnie acolo, cred că la uiguri mi se pare, și China supraveghează incredibil zona respectivă. China și-a exportat sistemul acesta de Big Brother, de supraveghere continuă prin camere de luat vederi care recunosc amprenta facială, care recunosc omul după față. Și tehnologia aceasta este acum foarte ieftină, foarte accesibilă, foarte prezentă, dar este rău să fie oamenii supravegheați în felul acesta? Păi, vă dați seama că atrage după sine controlul total, și în momentul când vrei să te exprimi dezacordul față de stat, mai ales în ceea ce privește creșterea copilului, că lupta cea mai mare se dă acum pe planul familiei și a copiilor. Pentru că statul a început să cunoască faptul că în momentul când ai schimbat mentalitatea copiilor, ei sunt generația de mâine. Și atunci ai schimbat totul. Citeam recent un articol despre Canada în care se spunea că în Canada nu ai voie să-i spui unui transgender, adică unui bărbat care el zice de astăzi sunt femeie, faceți-mi operație ca să mă transform în femeie, sau unei femei care spune de astăzi sunt bărbat, faceți-mi operație să mă transform în bărbat, tu nu mai poți să-i spui că, ei, tu biologic ești, nu ești ceea ce te-ai operat sau ce ai luat hormoni, ci ești bărbat sau femeie. Asta se consideră deja discurs al urii, hate speech, și chiar un creștin, un activist creștin din Canada a fost amendat cu $55,000 pentru că i-a spus unui transgender de genul acesta, adică unui om care are probleme psihiatrice. I-a spus, tu de fapt nu ești femeie, tu ești bărbat la origine. Doar că te-ai operat tu, dar vei rămâne bărbat toată viața, pentru că așa da Dumnezeu să te naști. Ei, pentru un asemenea discurs a fost amendat cu $55,000, o sumă imensă. Deci se pune o bodniță incredibilă. În Europa încă nu a ajuns în felul acesta, dar spre direcția respectivă este tendința. Nu, deja nu mai, oricum și aici nu ai posibilitatea. N-am discutat și nici n-am urmărit să văd ce se întâmplă, dar nu mai este pe departe să spui ceva sau să-ți exprimi dezacordul față de două persoane care îți țin de mână, de același sex, să-ți țin de mână sau ceva. Deci aici nu mai. Cred că dacă ți-ai spune ceva, în secunda a doua ar fi pe tine poliția. Deci nu. Vă spun că este așa de prezent controlul ăsta, încât la cea mai mică greșeală sunt pe tine. Deci nu, dar tu nu-i vezi. Deci eu mă duc pe autostradă și nu se ved mașini de poliție, rar mai vezi o mașină de poliție. Dar cum ai făcut o greșeală, cum sunt pe tine, două, trei mașini. Mi-amintesc cu câțiva ani în urmă am fost în vizită în Viena împreună cu soția și copiii și mergeam și noi pe străzile orașului să vedem așa, și am ajuns pe o stradă mai puțin circulată. Era ziua, nu era așa multă circulație, pe un trotuar, și în fața noastră mergea o doamnă cu, nu mă uit după femei, dar era trotuarul liber și nu era decât persoana respectivă în față, cu tocuri, cu fustă, cu poșetă pe braț, cu păr lung, cu tot ce are o femeie. Și când a întors capul, era un bărbat. Pur și simplu îți vine să vomiți. Ți se face o greață, o scârbă de nu pot să descriu ce sentiment am avut atunci. Wow! Și tu da. Trebuie să spui, totul este ok. Oh, ce drăguț că... Incredibil ce vremuri trăim. Din păcate asta trăim și experimentăm, și eu cred că singura soluție... Încă o revoluție, dar ne va fi tot mai greu. Deci ne va fi tot mai greu, pentru că, din păcate, și noi creștinii sau să începe sau să încearcă să
să ni se impună să nu vociferăm prea tare și încă mai putem, încă în biserică se mai poate, nu știm câtă vreme. Chiar am vrut să vă întreb, ce spun ceilalți părinți, credincioși din biserici, ce spun? Sunt oripilați, sunt îngrijorați, sunt stresați de ceea ce se întâmplă sau sunt apatici? Păi suntem, zic eu, două grupe. Sunt părinți care într-adevăr au intrat, nu sunt oarecum în panică și sunt îngrijorați de ceea ce se întâmplă. Și sunt părinți care văd statul ăsta și țara Austria, în principal pentru că aici locuim, ca și o mană cerească și tot ce spun ei este ok, este bine. Și nu văd un pericol, deși este iminent pericolul. Deci în momentul când tu ca și părinte nu mai ai dreptul să-i comanzi copilului tău, este pericolul clar. Dar sunt părinți care așa de mult sunt orbiți de sistemul ăsta, sistem care de altfel este foarte bine pus la punct. Deci vreau să știți că este foarte bine pus la punct cu tot ceea ce înseamnă viața socială, de la drumuri, șosele, până la circulația în comun, transportul în comun, formă, spitale, tot ceea ce înseamnă sistemul ăsta este foarte bine pus la punct. Și atunci sunt foarte mulți care au venit și, sigur, dintr-o zonă poate și mai defavorizată, unde nu prea existau reguli, și atunci li se pare aici o mană cerească faptul că există reguli și totul este bine pus la punct. Am umblat prin Austria în multe zone și industria e dusă în toate zonele ca să existe populație în toate zonele de munte. Deci nu s-a comasat numai la orașele mari. Deci sistemul este bine pus la punct și atunci lumea este orbită. Zice, domnule, unde, aici unde statul are grijă de om, adică dacă tu nu ai un venit pe cap de locuitor de atâta, vine statul și zice, îți mai trebuie niște bani ca să poți trăi decent și atunci îți acordă în fiecare lună o sumă de bani ca să poți trăi decent. Ăștia, domnule, ăștia sunt oameni, ăștia sunt la om. Dar de fapt, ca și pe vremea noastră, zic eu, pe vremea noastră când locuiam în Germania, statul german nu vrea să ne dea dreptul de lucru, mai bine ne acorda niște bani ca să trăim și să știa de atunci, pentru că dacă ne-ar fi dat dreptul de la muncă, ne scăpa oarecum de sub control. Dar așa mai bine ne acorda în fiecare lună niște bani ca să putem trăi și eram la controlul lor, era sub controlul lor. Așa și aici. Statul pune lucrurile la punct, zice, domnule, le trasăm jaloane și am zis de multe ori, dacă n-ar exista atâta de cooptată este lumea și tinerii din ziua de astăzi, cooptați pe telefon și pe toate canalele de socializare, în timp ce merg cu metrou, cu mașina, peste tot, eu ziceam, dacă n-ar exista jaloane puse la stațiile de metrou și parapet pus, cred că mulți ar cădea din cauza faptului că nu se mai gândesc la drum, nu se mai gândesc la nimic. Este conectat mai tot timpul la tehnologie. Am citit o știre cu ceva timp în urmă, nu știu, într-o țară, nu mai știu unde, nu știu dacă Suedia sau nu mai știu unde, s-au pus semafoare în asfalt, jos în asfalt, ca omul să nu-și mai ridice ochii din telefon. Cu ochii în telefon, se uită puțin, vede semaforul jos în asfalt și trece sau stă. Da, este ca un fel de închisoare de aur. Suntem în aur, înconjurați, într-o viață bună, da, ni se asigură o viață bună, dar nu mai poți să comentezi nimic, nu mai poți să spui nimic, nu mai poți să te închini. De fapt, ținta finală este închinarea. Asta își doresc ei. Oamenii să nu se mai închine lui Dumnezeu. Despre închinare este vorba.
În prima fază ne-l trimite pe Dumnezeu doar acasă, așa cum i s-a spus la o adolescentă. Dumnezeu, da, relația cu Dumnezeu e ok, dar nu aici. Relația cu Dumnezeu este după ce ai închis ușa după tine în apartament. Și pe urmă, când o să ai curajul să spui ceea ce relația ta cu Dumnezeu de acasă, să ieși pe stradă sau la servici și să spui colegului care e experiența ta cu Dumnezeu, de atunci vor începe problemele. Și să stai, tu vrei să aduci altceva, altă ideologie, și atunci o să fii pus la respect. Eu așa mă gândesc, să ajungi acolo. O ultimă întrebare. De ce credeți că inclusiv copiii din familii de credincioși, familii evlavioase, în care n-au fost abuzuri, care au căutat să-și trăiască frumos credința lor și duminica la biserică, dar și în timpul săptămânii, și acasă, și la școală, și peste tot, totuși astfel de copii pot să fie intoxicați și îndoctrinați de sistemul anticreștin care este acum în Occident? Ce ar fi trebuit să facă părinții altfel? Nu știu dacă... Nu cred că... Stă în puterea părinților un singur lucru, cred că mai stă în puterea părinților. Este rugăciunea. În rest, nu cred că stă în puterea părinților, pentru că statul în așa fel creează încât copilul să nu mai aibă nevoie de părinte. De la anumită vârstă îi spune statul, bun, ești la 14 ani, la 16 ani de acum, tu poți trăi fără părinții tăi. Și statul îi acordă totul. Îi acordă mai mult decât poți tu ca părinte să-i oferi. Și atunci partea asta materială, confortul ăsta și tot ceea ce îi se oferă este orbire. Deci vă dau seama, dacă îi orbește pe omul adult, nu pe copil, cu atât mai mult. Atât mai mult. Dacă îi se spune copilului la școală că părintele nu are, deci nu ai voie să-l pedepsești, să iei telefonul. Deci tu care tu l-ai cumpărat, nu? Și lui se spune că tu nu ai voie să iei telefonul. Asta nu ai voie să folosești ca și pedeapsă. Atunci statul automat trece de partea cealaltă. El face pe copil să creadă, în sfârșit am pe cineva de partea mea, că se creează sentimentul ăsta la copil, că părintele oarecum, pentru faptul că îi impune reguli, este dușmanul lui. Și cel care vine salvatorul este statul. Domnule, lasă copilul să trăiască cum vrea, lasă să facă ce vrea, n-ai voie să-l pui să-și facă temele, el își face temele la școală și cu partea asta de educație este statul responsabil. Da, este o competiție între stat și părinți total inechitabilă, total inegală, în care pare că părinții nu prea mai au niciun fel de șanse. Dar mă gândesc ce va fi oare peste 30, 40, 50 de ani, când acești copii vor decide la rândul lor pentru copiii lor. Nu știu, dar cred că statul sau sistemul din ziua de astăzi, după părerea mea, creează monștri. Monștri, pentru că acolo se... Nu, dar vedem ce se vehiculează, ce își doresc unii politicieni. Cum vor să fie, nu? Este vorba despre omul care nu mai este rentabil, nu? Și omul în vârstă, pensionarul care nu mai este rentabil, este o povară pe societate. Ce facem? Îl sinucidem, așa între ghilimele. Îl sfătuim, da, că e bine să se sinucide, să ne scape de pensie. Sigur. Și nu îl omorâm noi direct, nu îl împușcăm, nu îl gazăm, dar îi sugerăm că ar fi cel mai bine, nu? Și atunci când el, omul, după ce a avut o activitate în câmpul muncii și s-a crezut că este cineva, nu? A fost un muncitor respectat sau un inginer respectat, dintr-o dată a ajuns la pensie și își dă seama că nu mai bagă nimeni seama și atunci zice, domnule, pentru ce să mai trăiesc?
Chiar s-a avansat cifra de 75 de ani în unele părți. La 75 de ani cam gata să cam termin cu să nu ne mai cheltuiești fondurile de pensii. Da, și atunci mi se va spune că este spre binele celorlalți, nu? Să ne dea un medicament, ne-am înghițit un medicament și ne ține cineva de mână și am trecut dincolo. Deci, credeți-mă că uneori mă gândesc, chiar este realitate ce trăim noi, dar este real, să știți. Da, chiar că parcă este într-un roman de ficțiune, dar un roman de ficțiune oribil și monstruos. Da, mulțumim frumos, Dumnezeu să dea putere, să dea înțelepciune, Dumnezeu să aducă pocăință peste politicienii din Occident, pentru că vechiul continent, Europa, de multe ori a fost, sau de cele mai multe ori în istorie, a fost exportatorul ideologiilor sataniste, începând de la Darwin, cu teoria evoluției, cu maimuța, până la Marx, la Lenin, la toate lucrurile acestea, din păcate, au pornit din Europa. Îmi pare rău că aș fi vrut să vă spun niște vești mai bune de la Viena. Aș fi vrut să vă spun că toate celelalte lucruri care se văd, frumusețea orașului sau tot ce este, pălesc în fața faptului că nu mai există Dumnezeu sau nu se mai acceptă Dumnezeu nimic. Da, și păcat. Vom ajunge sau Viena sau bisericile din Viena, vorbesc de cele care sunt deja muzeu. Nu? Deci nu mai este, deci acolo nu mai este Dumnezeu. Acolo este un muzeu. Da, și rimează, și rimează, ați făcut o poezie. Nu mai este Dumnezeu, ci este muzeu. Da, deci eu nu de mult m-am întâlnit cu niște prieteni și mi-am dat întâlnire în față la Stephansdom, da? La catedrala care este, deci Dumnezeu nu mai este acolo. Deci e clar, acolo doar mergem, ne facem poze, nu? Ne facem selfie și trimitem la prieteni din asiatici foarte mulți care și-au fost și ei la Stephansdom, dar Dumnezeu nu mai este. Și din păcate așa se va, acolo vom ajunge. Vom ajunge niște muzee care vor veni alții să se vor uita la noi ca și la grădina zoologică, la circ și gata. Dumnezeu să aibă milă de noi, stimați ascultători, aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei. Am discutat pe parcursul a două episoade cu invitatul nostru prin telefon din Viena, din Austria, domnul Ignat Dumitru. Am discutat despre situația care este acum în Occident din această perspectivă, din perspectiva invitatului nostru. Poate alții au altă perspectivă, dar cred că este real ceea ce am vorbit și este o perspectivă corectă. Așadar, aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!